Nimic nu părea ieșit din comun la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Plăști. Când, deodată, pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere din spital, se observă cum un medic este îmbrâncit și trântit la pământ. Victima este medicul generalist Bogdan Constantinescu, iar agresorul, unul dintre aparținătorii unei paciente ce a venit să se trateze în cadrul spitalului. Din primele cercetări s-a stabilit că între un medic din cadrul Spitalului Județean Prahova și un aparținător al unei paciente a izbucnit o altercație. În cauza a fost deschis un dosar penal privind infracțiunea de lovire sau alte violențe, cercetările fiind continuate de către polițiști din cadrul secției 2 Ploiești pentru a se stabili datele și împrejurile în care s-a produs incidentul. Femeia, în vârstă de 37 de ani, s-a prezentat la Spitalul Județean cu diagnosticul de distonie neurovegetativă. Momentan nu se cunoaște cauza pentru care Alfredo Mantu, în vârstă de 20 de ani, unul dintre aparținătorii femeii, a agresat medicul de gardă. În momentul de față avem demarat din cursul dimineții de astăzi, am primit un referat din partea medicului șef de UPU. Ca o mare, acestui referat în demi se deschie incidentul. Noi am demarat o cercetare administrativă la nivelul spitalului. Ca urmare a incidentului, ieri după amiază a fost solicitat prezența salariaților a unui agent de poliție de la secție, la secția numărul 2 unde se arunda spitalul. S-a depus o plângere penală, s-a întocmit un dosar de urmărire penală. În urma căzătorii, doctorul Bogdan Constantinescu a suferit mai multe vătămări corporale, printre care trei degete rupte de la un picior, fiind în concediu medical pentru o perioadă de 45 de zile. Surse neoficiale susțin că femeia nu ar fi avut asigurare de sănătate astfel că medicul nu ar fi putut să o trateze. De aici a pornit și incidentul. Din păcate, cazul nu este unul singular. Cazul de aseară nu este primul care se, care se întâmplă. Am mai avut astfel de agresiuni asupra cadrelor medicale, nu numai asupra medicilor, am avut loviți și brancardiere, am avut lovite și asistente. În plus, a fost întocmit și un referat de către ITM Prahova, având în vedere că incidentul s-a petrecut în timpul orelor de serviciu. La Spitalul Județean Ploiești, numărul pacienților primiți zilnic în unitatea de primiri urgențe este unul semnificativ. În momentul de față, în unitatea de primiri urgențe, ne confruntăm cu o serie de dificultăți. În primul rând, numărul de medici raportat la numărul de pacienți și la normativ este mult mai mic. În momentul de față, lucrăm cu o treime din numărul de medici față de numărul necesar. Pe de altă parte, numărul de pacienți care se adresează Interesează zilnic, este foarte mare. Avem o medie cam de 260 pe zi, dar sunt zile când se ajunge lejer la 300 sau chiar depășește această cifră. Mai grav este faptul că paznicul ce ar fi trebuit să asigure paza lipsea în acel moment. În acest fel, Unitatea Medicală va cere și un raport la societatea de pază și va demara și o anchetă la nivel intern.